Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Iată-ne la o nouă emisiune de la CT News TV. De această dată avem un invitat care va intra în problematică puțin mai, într-o problematică puțin mai deosebită. Nu vorbim despre politică, nu vorbim despre, eu știu, problemele curente ale zilei, deși vom intra și în acestea, ci vorbim despre turism. Invitatul meu de astăzi este Andy Kirilov. Bun venit! Andy este președintele ANAT Sud-Est. ANAT este Asociația Națională Agențiilor de Turism din România, regiunea Sud-Est, dar și manager la Agenția de Turism Laguna Tur din Constanța. În această dublă calitate, Andy, te-am invitat astăzi pentru că vreau să discutăm puțin despre să aplicăm așa vorba românească, să-ți faci iarna car și vara sanie. La Constanța începem să construim carul ăla pentru la vară. Începem să ne pregătim pentru sezonul estival. Și dacă tot începem, nu ne noi neapărat presa, cât voi, oamenii de turism, dar și administrația locală. Astăzi, acum când înregistrăm joi, a fost prima ședință a Comandamentului Litoral. Ce înseamnă acest comandament litoral? Am primit această invitație din partea domnului primar pentru a face parte din comandament. Este o echipă, se formează o echipă, bineînțeles, având președinte pe domnul primar, vicepreședinte pe domnul Horia Constantinescu și autoritățile locale, că vorbim de direcția sanitară, că vorbim de Polaris, că vorbim de Oficiul pentru Protecția Consumatorilor. Absolut toate autoritățile locale. Presupun că și cei de la, eu știu, Raja și așa mai departe. Da, sunt absolut toți. De la urbanism, arhitectul șef al Constanței, hotelurile de pe, din Mamaia și din Constanța, zona peninsulară Ovidiu, scafandrii, salvamari, deci tot ce ține de un de turismul de pe litoralul. Ședințele astea prea multe și prea dese și prea lungi nu fac bine, așa nu că sunt fie mai de clar. Oamenii ar trebui să vadă schimbări în teren. Și aș vrea să te întreb cum a decurs ședința de astăzi. A fost o ședință introductivă? O ședință introductivă, să ne cunoaștem între noi și în câteva cuvinte ne-a explicat domnul primar cam ce vrea de la acest comandament. Ce vrea de la acest comandament? Fiecare, să există o conlucrare între autorități și mediul privat, dacă să fiecare compartiment ce probleme s-au lovit în trecut, să se remedieze astfel încât să se încerce un sezon, să avem un sezon de vară cât mai ok din toate punctele de vedere. La fel, mediul de afaceri, hotelurile, mediul privat, ce probleme s-au lovit în relația cu oficialitățile din Constanța. Să încerce să rezolve aceste probleme. A fost prima ședință. Nu pot să spun mai multe, că nu știu. Au fost și indicate eventualele probleme? Nu, momentan nu. Urmează ca domnul Horia să ia legătura cu fiecare departament în parte și să începem să schimbăm între noi ce probleme și ce idei avem pentru sezonul acesta. Astfel de ședințe ar trebui să aibă, eu știu, o anumită regularitate, să stabili ceva în sensul ăsta? Momentan nu. Deci va urma, presupun că acum vor fi mai dese aceste ședințe. Important să nu avem ședințe când începe sezonul și să fie tot ok, să fie lumea pe teren să rezolve problemele. Ai fost și ești om de turist de ani buni. Ai văzut și stilul lui Mazăre și al lui Făgădău și acum și al lui Chița. Cum ți se pare că a evoluat în bine sau în rău toată această... Cum a evoluat relația dintre privat și administrația locală, să zic așa? Ce să spun? Să luăm așa, treptat. Nu mai trebuie să zic de partide politice, n-am avut nici discutăm despre asta. Mazăre, ok, a avut o idee și a avut succes cu Mamaia. Da? A fost destinația tinerilor, cluburi, distracție. Bun. S-au câștigat pe această idee. Și mediul privat a avut de câștigat. Erau celebrele care alegorice, festivaluri, evenimente, cu alte cuvinte, care adunau publicul, făceau oamenii să, eu știu, să traverseze Mamaia pentru că urmau acele care alegorice, era, eu știu, o întreagă paradă. Exact, o paradă care ajungea în media și avea o publicitate care altfel
ești om de presă, da, știi că există niște costuri. Mamaia din ultimii ani nu a mai avut vizibilitatea pe care o avea înainte. Sau dacă e să o luăm așa, singura, eu știu, vizibilitate legată de Mamaia erau poate chestiile mai puțin pozitive. Aglomerație, da, tineri care se drogau în cluburi, mizerie și așa mai departe. Toate chestiile astea care, pe vremea lui Mazăre, nu că nu ieșeau la iveală, pentru că erau și atunci, dar erau cumva acoperite de chestiile, eu știu, flash și strălucitoare, da, pe care ei le puneau în evidență. Și atunci, diferența asta de lucru dintre administrația Făgădău și Mazăre s-a văzut în, eu știu, direct sau indirect, în modul în care a fost promovată stațiunea. Da. De ceva Făgădău a încercat și sincer, mi-a plăcut participarea la târgul de turism la București, când se putea face un târg de turism. Standul Constanței a fost unul dintre cele mai frumoase standuri pe care le-am văzut. Într-adevăr, au avut un autobuz făcut, deci chiar foarte, a știut să-și atragă oamenii de la hoteluri, care să-l ajute cu idei și cu... N-a fost opac, deci chiar a fost deschis. Ok, vorba aia, atât s-a putut. Da? Acum, domnul Chițac are o altă abordare. Ok, nu este genul primarului care să facă ceea ce a făcut Mazăre. Nu o să iasă un care alegorii, exact, cu siguranță. Clar. Atunci încearcă să nu mai avem, să ieșim în presă cu cazuri de oameni drogați. În acest comandament face parte și poliția și jandarmeria, deci toate aparatele statului. Și el încearcă pe partea asta de legalitate. Vrea să curețe, a spus. Uh-huh. Exact acestea au fost cuvintele. Vreau să curăț, să fie toată lumea să fie legal, să nu avem probleme, toți să fie autorizați, să putem să urmărim exact agenții economici ca să oferim un turism de calitate. De ce discutam? Cu curățirea aleilor, cu să fac o stațiune curată, cât se poate. E greu să faci asta în condițiile în care în Mamaia s-a construit haotic în ultimii ani. Asta aveam și eu și o să-i trimit de urmări aceste, măcar până la punctul ăsta și să se termine cu autorizațiile care se dau de construcția acolo, mai ales pe malul Gheorlui, e un haos total. Și asta și cei care au, nu știu, au început să construiască care mai de care, tarabe și alte chestii pe plajă. Înțeleg să ai un beach bar pe plajă, că poate e interesant, dar atunci când faci hotelul pe nisip, e puțin mai greu. Da. E greu și să-i dărâme acum pentru că au obținut niște autorizații, da, și așa, exact, mai departe, exact, au investit acolo oamenii. Exact, aceste beach bar-uri, mai ales că plaja din Mamaia s-a mărit acum, noi am înțeles că până la 1 mai vor să termin să fie tot proiectul gata. Și o să fie probleme cu acele beach bar-uri. Și automat se vor muta cumva mai spre apă oare sau ce se va întâmpla cu ele? Nu au voie, din ce știu, fiind pe fonduri europene, această situație în faleză nord. Uh-huh. Nu i-au lăsat, 3 ani de zile nu i-au lăsat. Da? Deci, acum am văzut vara trecută că erau aceeași țigănie cu șezlongul până în buza apei, care mi se pare o tâmpenie. Oare se vor muta turiștii mai spre Mamaia, spre Constanța Nord, spre zona de faleză nord, sau vor accepta să, eu știu, să meargă 50-100 de metri până la un beach bar să-și ia o bere sau, eu știu, o înghețată sau ceva de mâncare? Eu cred că vor accepta. Da. Eu cred că vor accepta, pentru că e o chestie de bun simț până la urmă. Pe care unii l-au sau nu l-au. Și asta e adevărat. Da, ne educăm. Cum vede, eu știu, și mediul privat legat de turism, dar și administrația locală, ideea asta de a aduce mai mulți turiști în Constanța? Festivalul Never See, nu știm, din păcate, dacă va avea loc sau nu va avea loc. Am văzut o declarație de a lui Arafat care spunea că nu ar da ok-ul, nu ar da undă verde pentru festivalurile acestea mari. Printre acestea este vorba și despre Untold sau Never See. Never See, un festival care era sau este deja programat pentru în jur de 11 iunie, iulie. Da, ai dreptate, iulie, și atunci oamenii ar putea să-și cumpere deja bilete, ar putea deja să-și rezerve cazare și ar putea să ridice cumva piața aceasta din Constanța de cazare. Sunt și hoteluri în Constanța, dar și hoteluri din Mamaia, de ce nu, care ar putea să găzduiască acest aflux mare de turiști, vorbind de mii de turiști, în special
tineri care nu fac altceva decât să vină, să doarmă peste noapte și după aceea, sau să doarmă în timpul zilei mai degrabă. Da, exact, în timpul zilei. Și seara să meargă la Neversea. Un astfel de festival a făcut ca orașul să renască într-un fel pozitiv, pentru că n-am văzut acolo situații de, eu știu, cazuri grave, oameni drogași și mai departe. A fost o lumină pozitivă asupra orașului și datorită locației, evident. În acest an nu știu dacă vom mai avea acest festival, poate mai târziu sau poate deloc. Cum se gândește administrația locală și mediul privat să, eu știu, să impulsioneze turismul din Constanța, din oraș, ca să zic așa? Da, într-adevăr, este o perioadă foarte grea, măcar dacă reușeau cumva cazinoul să-l termine în piața Ovidiu. Ce v-au zis despre cazino? Când speră să fie? La anul speră să fie. Deci în niciun caz în 2021? În niciun caz în 2021. Am înțeles. Doar o minune. Așa, dar nu mai a fost ministrul dezvoltării acum vreo 2 sau 3 săptămâni în Constanța și am văzut că au început să lucreze, dar deocamdată se lucrează la partea de structură, de, eu știu, fundație și, eu știu, structura pereților și așa mai departe. Adică sunt departe de a fi gata. Departe, exact, sala polivalentă și acolo am văzut că se lucrează. Deci, într-adevăr, și anul acesta va fi foarte greu pentru turismul local, dar sperăm să trecem. Ca și în 2020, să trecem și acest an cu bine. Zona asta de peninsulă s-a dezvoltat foarte mult și am văzut mai multe terase frumușele acolo, am văzut restaurante care au deschis și așa mai departe. Cum ți-a părut, eu știu, mutarea asta din, eu știu, Mamaia către zona peninsulară a Constanței? E cel puțin pe timp de vară. Și discutat și cu agențiile partenere care au luat un feedback de la clienți. Într-adevăr, mulți au vizitat Constanța și un aspect important a fost această zonă peninsula Ovidiu acolo, unde toți, deci chiar erau super încântați, mai mă duc în seara asta, merg în Constanța la restaurant, la o terasă pe malul mării. Chiar este ok și sper să continue să țină zona aceea curată. În primul rând, curățenia. Aceasta va fi la ordinea zilei pentru o reclamă bună a orașului Constanța. Cu siguranță, nu vrei să te duci să mănânci undeva unde gunoaiele nu sunt atâzate, unde sunt, eu știu, aruncate pe stradă și așa mai departe. Exact, pentru că cei care au restaurant acolo știu să-și facă treaba bine și oamenii vor fi mulțumiți de calitatea restaurantelor, dar și trebuie infrastructura din zonă să fie ok. În ultima vreme s-a tot discutat despre reabilitarea străzii Ștefan cel Mare. Crezi că o extindere a zonei pensionare către Ștefan cel Mare ar fi de bun augur? Cu terase sau, eu știu, restaurante care să fie deschise acolo? Da, e... Zona Ștefan cel Mare, deci e... Nu știu, e s-o trist, e, așa... E mizerie, sunt clădiri dărăpânate și așa mai departe. Exact. Și atunci ar trebui făcut ceva în sensul ăsta. Da, deci... Dacă vor reuși să facă ceva, să nu rămână doar la stadiu de proiect și promisiune, jos pălăria. Trebuie. Sperăm să, da, să nu fie doar promisiune. Apropo de atracțiile locale din Constanța, nu știu care mai este stadiul discuțiilor acum, dar înțelegeam că roata se cam duce, o să dispară roata aceea panoramică. Cazinoul nu e gata, acvariul este în curs de mutare, să zic așa, către un nou viitor sediu în zona aceea de la Complexul Muzeal de Științe al Naturii, una dintre atracțiile de altfel foarte interesante și foarte vizitate, delfinariul, acvariu, așa. Toate aceste atracții din Constanța sunt suficiente? Ce crezi că ar îmbunătăți cumva imaginea Constanței? Am văzut, de exemplu, la intrare în Mamaia, o zonă asta de sporturi nautice, care se tot construiește, fac ei acolo schi pe apă și altele. Parcul acvatic de la intrare în Mamaia scăzut în strălucire, să zic așa, în ultimii ani. Da, nu mai este un punct de atracție. Deja cumva e... Și atunci ce ar trebui să existe? Ce lipsește stațiunii Mamaia sau orașului Constanța pentru a fi mai atractiv pentru turiști? Ce ar trebui să facă oamenii mai mult decât să iasă la o masă în oraș, să zicem? Da, ar trebui cumva... E mai greu, dar... Mă uitam în alte orașe, stațiuni din afara țării. Și Bulgaria. Bulgarii cu ce atrag pe turiști, de exemplu, mai mult decât o cazare frumoasă? Da, e greu. Aici, întotdeauna, eu, având agenție de turism și având vânzări și pe Bulgaria și pe România, e greu să faci comparații. Bulgarii au
plecat pe un drum, cazare col inclusiv. 90% din hotelurile de acolo așa sunt gândite. Și nu prea poți. La noi cazare cu mic dejun, au început și la noi cazare cu al inclusiv, dar nu. De-aia turistul care alege Bulgaria merge în general pentru acest serviciu de al inclusiv. Eu am mers cu familia în Bulgaria și am ales o zonă în care aveam nu numai, eu știu, ultra all inclusiv sau all inclusiv, am ales un hotel sau, eu știu, un lanț de hoteluri care aveau parc acvatic, care aveau piscine, care aveau entertainment și așa mai departe. Da, au fost construite altfel, altfel gândite. E greu acum la noi să iei un hotel din Mamaia și să-l refaci pe acest principiu. Nu ai spațiu necesar să te poți dezvolta așa, ca un resort. Da. Și atunci tu trebuie să gândești la altceva. Ok, Constanța. Bun, hai să facem niște plimbări cu vapoarele. Am văzut și în Varna, dar am văzut și în Grecia, în special, foarte multe vaporașe care plecau din port. Da, să pleci din portul Tomis până în Mamaia și înapoi. Ok, faci o excursie de zi, mergi până în Delta. Vaporaș. Și mai frumos. Da, adică vezi, ajungi la Gura Portiței acolo, ce... Vezi ceva spectacol. Trebuie ușor, ușor regândită partea asta de divertisment. Ok, nu te mai accesezi, ai rămas, Mamaia, cluburile. Hai, ok, Constanța scoate din cap asta, cluburi sau astea. Ne gândim la altceva. Facem evenimente culinare, facem... Toți oamenii care vin aici vor să mănânce pește. Dar nu să iau pește de la metro. Da? Și în niciun caz, nu știu ce părere ai tu, văzut acele... Festival al scoicilor și mici și grătare în Piața Ovidiu. Parcă nu prea se potrivește fumul ăla, mizeria, mirosul acela greu. Nu se potrivește cu Piața Ovidiu, o zonă de, eu știu, relaxare, mișcare și așa mai departe. Dacă vrei să le faci, nu știu, le faci mai spre poarta 1 acolo, în parcarea aceea mare, unde era roata anul trecut, le faci în alte zone unde s-ar potrivi, eu știu, chiar și la intrare în Mamaia, mai sunt încă deocamdată zone în care le poți face, să zic, așa, într-o piațetă din Mamaia eventual. Dacă faci aceste lucruri în Piața Ovidiu și amesteci, eu știu, memoria lui Ovidiu cu un muzeu de istorie, cu un mozaic antic și așa mai departe și îl amesteci cu fum de mici și de scoici și alte mirosuri de genul ăsta, care poate nu sunt acceptate de oricine, strici cumva farmecul ăla de istorie și de frumusețe și de povești frumoase ale Constanței cu o chestie, hai să spunem, de adeptul, care nu ar trebui să fie acolo în primă fază. Nu știu, vede mediul privat chestia asta ca pe ceva pozitiv? Te întreb pe tine, este, eu știu, un astfel de festival de mici, de scoici, de alte minuni de genul ăsta, de grătare în Piața Ovidiu potrivit sau ar trebui să fie în altă parte? Și eu cred că ar trebui făcut în altă parte, nu în Piața Ovidiu. Sincer, într-adevăr, e penibil să-ți miroasă micul și să te uiți la muzeul de istorie și să-ți miroase micul nas acolo. E, exact. M-au gândit că vor să facă un eveniment pentru popularizarea pieței acolo, zonele acelea peninsulare, dar nu, într-adevăr, nu e... Trebuie spus și vreau să înțeleagă foarte clar oamenii. Sunt pro evenimente de acest tip, dar locația aceea nu e potrivită. Cu siguranță Constanța are nevoie de un festival, mai era înainte cu un festival al peștelui sau treburi de genul ăsta, unde să te duci, să degusti diferite sortimente, să încerci icre, să încerci, nu știu, pește afumat și așa mai departe. Dar hai să nu le facem în Piața Ovidiu, ci să le mutăm cumva ori spre poarta 1 a portului, ori spre, nu știu, poate chiar dana de pasageri, de ce nu, că oamenii se pot plimba până acolo. Din păcate, industria de croazieră n-a mai mers în ultimul an și ceva. Da, și din ce am înțeles, se încearcă și pe partea de croaziere să se ajungă la ce am avut în 2014 sau 2015, dacă țin bine minte, când au fost foarte multe nave au ajuns în portul... E greu pentru că navele de croazieră nu mai circulă în această perioadă. Da, în momentul ăsta orice e greu. E bine că s-au gândit, de exemplu, când trec dintr-una în alta, să mute acvariu. E o perioadă când n-ai așteptări mari. Da? Ok, e o perioadă mai moartă. Hai să facem aceste mișcări și să le gândim acum. Dar să le regândim bine. Hai să întrebăm, că nimeni nu s-a născut priceput.
mă întreabă, ăla, pe partea asta întreabă și pe ăla, exact ce am început să... Eu mai cred încă în spiriduș, comandamentul ăsta litoral. Da, ok, hai să vorbim toți. Că dintr-o sută de idei, una sigur poate să fie genială. Cu siguranță. Partea asta de acvariu și delfinariu este, cel puțin delfinariu, este o atracție în Constanța. Oamenii se folosesc de, eu știu, zonele, de zilele ploioase pentru a veni și a merge la delfinariu din Constanța. O atracție foarte interesantă. Am vorbit acolo cu managerul, cu directorul Complexului Universitar pentru Științele Naturii Constanța, domnul Bâlbă, care este foarte dedicat, e un om pasionat. Bine, vine și din partea asta, este la origini, eu știu, doctor, medic veterinar. Medic veterinar, și da. Atunci vine cu pasiunea asta pentru animale. Și au acolo inclusiv o grădină zoologică pentru copilași, un baby zoo, cu iepurași, pisicuțe, cățeluși, așa mai departe. Au încercat să vină cu alte idei, exact, să facă altfel de microrezervații aceia. Au păsări, pești, toate animăluțele, au adus vulpi, au adus totul de vulpi polare și așa mai departe. Adică au încercat să vină cu idei care să dezvolte acea oază de verdeață. Din fericire, nimeni nu s-a gândit să construiască vreun bloc sau, eu știu, vreun ceva acolo în mijlocul microrezervației și este foarte bine pentru că se întâmplă chestia asta, pentru că toată zona aia de marginea lacului Tăbăcărie, lac Tăbăcărie care țări așa de la una la alta, știm foarte bine cât este de murdar și de neamenajat de jur împrejur, cum este pasat de la primărie la apele române, dus întors, și nu se întâmplă aceste lucruri. Nu se întâmplă să fie măcar curățat și igienizat pentru a face, nu știu, nu zic de sporturi nautice, măcar să știi că ai niște pescari care dau pe margine, pentru că dacă este pește acolo, cu siguranță și apa va fi curată. Exact. Și asta e ideea. Și atunci aș vrea să te întreb, Constanța, e adevărat, o roată panoramică poți să faci și în altă parte, un festival de mici de grătare poți să-l faci oriunde, dar Constanța are mare aproape, are lacul Sud-Gheol Tăbăcărie. Cum ai vedea o dezvoltare pentru sezonul care vine sau pentru următoarele pe partea aceasta de apă? Ai vorbit despre, eu știu, plimbări cu vaporașe, plimbări, o idee foarte bună de altfel. Da, deci asta ar fi una din... într-adevăr, ce am văzut la intrare în Mamaia, acolo pe partea, nu mai știu cum se numesc, tirolienele pe apă sau ce, cu schi, da, un fel de schi jet, da, sau eu știu ceva chiar de genul este interesant ăsta, și nautic, exact, da. Și primit întrebări de la turiști care vreau și un hotel ăsta să fie în zona acolo, pentru că copilul meu vrea să învețe să facă așa ceva, probabil. Da, da, deci astfel de puncte de atracție se trebuie. E să încurajeze mediul privat să poată să facă astfel de investiții. Zona Mamaia Nord este o altă, eu știu, mică, mare problemă. Eu pentru că acolo s-a construit... Acolo. Da, acolo s-a construit păcate, total haotic. Sunt foarte multe blocuri de câte, eu știu, 5, 7, 10 etaje, așa numite complexe complexuri rezidențiale. Unele sunt făcute cu bun gust și au și niște terase, o piscină și așa mai departe, dar sunt și altele la care te uiți de la balconul tău în baia sau bucătăria vecinului. Un lucru care nu știu ce, bine, știu ce l-a acționat primăria Năvodari, evident, pentru că ține de ei. Dar există și o parte mai încoace care ține de primăria Constanța și aș vrea să te întreb dacă, eu știu, se poate ridica și această problemă. Pe de o parte, agenții de turism și hotelierii au o concurență în cei care vând sau, eu știu, închiriază apartamente la negru acolo. Pe de altă parte, discutăm de acel haos urbanistic de străzi care nu sunt făcute încă, urmează să fie făcute, am văzut că au început să asfalteze și așa mai departe. Cum vezi acea zonă, zona cluburilor și mai departe? Da, este o zonă care pune probleme, într-adevăr, probleme mari de concurență neloială hotelurilor clasificate. Nu mai știu, acum 2 ani sau 3 ani am văzut, 3 ani. M-am rămas surprins când se văd la Aquapark. Acolo, la intrare, Mamaia erau cu cheile. Și îi duceau acolo în... Da. Da. În deci Mamaia erau... Deci asta nu pot eu ca privat să mă ocup să îi controlez, să văd ce fac oamenii aceia acolo. Aici tot primăria din Constanța și... Poliție, jandarmerie, exact, și așa mai departe. Exact. Niște chestii de bun simț, n-am, nicăieri în lumea asta, eu n-am văzut atât de mulți oameni cu cheile la stradă.
Pentru că lumea a evoluat și merge către, eu știu, Booking, Airbnb și alte sunt metode. Sunt o grămadă de platforme, da, da. Unde sunt verificați cât de cât proprietarii astfel de... Știu că și în Mamaia Nord sunt apartamente care au clasificare, dar cei mai mulți nu au așa ceva. Cei mai mulți nu au. Bine, cei mai mulți nici măcar nu oferă, eu știu, factură, dar uitat cumva în legalitate. Iar dacă discutăm despre problema recentă a voucherelor de vacanță, care nu vor mai fi acordate cel mai probabil în acest an, cu atât mai mult nu-i vor încuraja să se ridice cumva, să intre în legalitate. Să intre în legalitate, cu siguranță. Și mulți care au fost din pensiunile micuțe care au fost clasificate vor cere anularea clasificării. Tocmai pentru a putea să supraviețuiască. Exact. Da. Andy, ne apropiem de final, dar aș vrea să te întreb la final de emisiune dacă ar fi o idee sau o, nu știu, ceva ce ți-ar plăcea să vezi la Constanța și Mamaia. Poate vorbim de, nu știu, o unire sau, știu, o lucrare comună cu sudul litoralului sau cu nordul litoralului, cu delta Dunării. Ce crezi că lipsește pentru ca lucrurile să meargă mai bine aici din punct de vedere al turismului și ca totul să fie mult mai aplicat, mai organizat și mai pregătit pentru deschiderea sezonului estival? Aș vrea așa, pe partea asta, să termine părțile implicate la anumite ambiții personale, să gândească că până la urmă lucrăm la un bun comun toți. Și fiecare, cum spuneam, fiecare vine cu o idee. Dar trebuie să o faci cunoscută, să și autoritățile să primească această, nu doar să vină o idee și să rămână undeva într-un e-mail sau într-un sertar. Colaborare. Vă dau și eu o idee. Invitați și mass media la acest întâlnire cu Comandamentul Litoral, pentru că noi, jurnaliștii, avem puterea de a scoate aceste idei mai la suprafață și, de ce nu, să-i urmărim pe cei implicați, să vedem că își fac treaba. De ce nu? Eu sunt deschis la orice, deci, din punctul meu de vedere, asta este un demn și pentru cei din primăria Constanța care organizează astfel de întâlniri și care, eu știu, vin cumva cu aceste idei. Da, Andy, și au spus că vor transparență. Să vedem ce înseamnă transparența pentru ei. Exact. Noi lansăm invitația. E un bun pas pentru transparentizarea acestor lucruri, inclusiv faptul că tu ai acceptat să vii în această emisiune și îți mulțumesc pentru asta, Andy. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Și mă bucur că ne-am revăzut și am început să discutăm despre aceste lucruri. Aș vrea să, eu știu, să regularizăm astfel de întâlniri, astfel încât oamenii constanțenii care ne privesc, spectatorii de pe CT News TV, să vadă aceste lucruri și să-și dea seama că sunt și oameni care lucrează, așa cum ești tu, pentru a aduce mai mulți turiști aici, pentru a dezvolta această zonă, de ce nu? Bineînțeles, dacă lor le bine și mie mi-este bine. Deci e o chestie până la urmă de business și știți cum este, aducând mai mulți turiști și bugetul local va avea de câștigat și atunci implicit și cetățenii Constanței. Prin dezvoltarea orașului, exact. Absolut. Îți mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc, Adi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit la CT News TV. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.